Bună, eu sunt Florin, data analyst în cadrul companiei BT Provider, iar în cele ce urmează vă voi arăta cum să creați un simplu radar chart numit și spider chart. Ca de obicei, la începerea unui proiect Tableau, primul pas este pregătirea datelor. În acest caz trebuie să duplicăm prima coloană, ceea ce deja am făcut aici, cu atribute din setul de date pentru a ne ajuta să chidem poligonul. Odată conectați la setul de date, vom selecta toate atributele și le vom pivota. Apoi le vom da câte un nume mai sugestiv. În cazul de față, atribute și values. Acum vom trece la crearea patru câmpuri calculate, ce le vom utiliza în vizualizare. Primul câmp numit Path. În care se folosește un case statement și atribuim câte o valoare fiecărui atribut. Al doilea câmp îl vom numi Radian. Și ne vom folosi de constanta matematică pi. Această formulă ne oferă unghiurile poligonului. Mai rămâne doar de creat cele două formule pentru axa x, unde ne vom folosi de valori și de radian, și axa y. Putem trece la configurarea vizualizării. Așa că vom trage X pe coloane și Y pe rânduri. Vom schimba graficul să fie de tip line. Adăugăm path și îl modificăm să fie dimensiune. Acum putem pune instituțiile pe culoare. Și pentru o mai bună filtrare, adăugăm țara, în cazul nostru România. Și asignăm o paletă pentru a face diferența între cele două instituții. Tot ce mai rămâne de făcut este să adăugăm valorile pe label. Și putem îndepărta header-urile și înlătura gridline-urile. Acum avem un radar chart. În concluzie, acest grafic radar poate fi folosit pentru vizualizări interesante și complexe, care implică multe dimensiuni, nu se necesită setări și calcule personalizate, deoarece nu este o vizualizare standard integrată în Tableau. Vă mulțumesc!